Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 36. Și pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Dar ei, plini de frică și spământați, credeau că văd un duh. Și el le-a zis, de ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimi? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, căci eu sunt. Atingeți-mă și vedeți, căci un duh n-are carne și oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Și fiindcă ei de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și ei au dat o bucată de pește fript și un fabure de miere. Și luându-le, le-a mâncat înaintea lor. Apoi el a zis, acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi. Că trebuie împlinite toate lucrurile scrise despre mine în legea lui Moise și în profeți și în psalmi. Și el a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis, așa a fost scris și așa trebuia să sufere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să se predice în numele lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. Și voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată, voi trimite peste voi promisiunea Tatălui meu. Dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Iisus se arată ucenicilor în seara aceea, primei zile din săptămână, ziua Învierii. Și aș vrea să pun accent pe expresia aceasta din versetul 45, așa am și intitulat mesajul acesta, și anume, el le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Este interesant că Dumnezeu a dat Scripturile pentru toți oamenii. Toți oamenii au acces la ele sau pot să aibă la acces la ele. De multe ori, unii dintre noi, cum suntem noi în cazul acesta, putem să le citim și să le recitim de câte ori vrem noi. Și totuși, pentru mulți oameni, aceste Scripturi rămân închise sau încuiate sau, să zicem, mintea lor rămâne încuiată și uneori și mintea noastră rămâne închisă și inima noastră la anumite adevăruri din Scriptură. Și trebuie să treacă un timp și să se întâmple anumite lucruri ca dintr-o dată să zicem, deci asta vrea să spună aici. Și dintr-o dată să înțelegem exact ce trebuie să facem și de ce scrie în felul acesta. El le-a deschis mintea și sigur, mintea lor era închisă și ei erau confuzi în vremea aceea și în pasajul acesta cu privire la această realitate a învierii. Învierea lui Iisus este unul dintre cele mai bine atestate evenimente din istoria omenirii și totuși este atât de controversat acest eveniment chiar și pentru unii creștini. Așa cum a spus, românii sunt obișnuiți să zică Hristos a înviat, să ciocnească ouă, să zică adevărat a înviat și dacă ei la bani mărunți, cum se zice, unii nici măcar nu știu dacă Hristos a mai înviat sau n-a înviat. Unii zic, cine știe, că n-a văzut nimeni, a venit cineva de acolo, ne-a rămas eu. Este atât de controversat acest eveniment. După ce Dumnezeu i-a promis omului un mântuitor care să îl scape de blestemul păcatului și de moarte, care era consecința păcatului, consecința primară a păcatului, unul dintre tinerii care au fost la conferință m-a întrebat, dar stai puțin, vorbeam despre lucrurile acestea într-o seară, înainte de culcare și ei ziceau, dar stai puțin, dar n-a murit atunci. Dumnezeu a zis că vor muri, dar n-a murit. Și le-am explicat, ba da, au murit, chiar atunci au murit. Fiindcă moartea înseamnă separare de Dumnezeu. Și chiar atunci Dumnezeu i-a scos afară din grădină și ei au început să moară. Da? Adică să îmbătrânească. Asta este moartea, când începi să îmbătrânești. Ei până atunci n-au îmbătrânit. Adam și Eva din ziua în care au păcătuit au început să îmbătrânească și 900 de ani mai târziu au murit. Dar astăzi oamenii se nasc deja morți. Cu alte cuvinte, nici o clipă de la naștere, omul nu face altceva decât să îmbătrânească. Din momentul în care se naște, el îmbătrânește. Adică moare. Și le-am explicat cum este dacă rupi o creangă dintr-un pom care este înfrunzită, înflorită și nu arăți că este ruptă, arăți numai așa, după un colț și zici, cum este asta, vie sau moartă? Ai impresia că este vie.
dar după câteva zile se va vedea că este moartă. Dar ea era moartă din ziua în care era ruptă din pom. Dar încă avea acea sevă a vieții care trecea prin ea. Și încă din ziua aceea, Dumnezeu i-a promis omului un mântuitor care să-l scape de păcat, de blestemul acesta al păcatului și de moarte. Și au trecut multe generații pe pământ și a fost prevestit acest mântuitor pentru multe generații de oameni înainte să se nască. Aproximativ 4.000 de ani au trecut de la facerea omului și de la căderea sa în păcat până la venirea mântuitorului promis în persoana Domnului Iisus Hristos. Mai întâi Dumnezeu a spus că va fi sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, după ce și șarpele îi va zdrobi călcâiul, și asta este în Genesa 3:15, pe cruce, diavolul i-a zdrobit călcâiul Mântuitorului Iisus. Toate acele scene, toate acele suferințe, toate acea vreme întunecată, Psalmul 22 spune, mă înconjoară niște câini din Basan și așa mai departe, sunt aproape de moarte. Isaia 53 era așa de zdrobit și așa de schimonosit era fața, că nu era de recunoscut, îți întorceai fața de la el. Aceasta a fost zdrobirea călcâiului. Dar prin înviere, Iisus i-a zdrobit capul șarpelui. Biruința a fost câștigată. Mai este doar o chestiune de timp când Satan va fi nimicit total, dar el este deja convins și biruința asupra lui a fost câștigată prin înviere. Prin moartea lui Iisus, Satan a zdrobit călcâiul și a crezut că i-a produs o rană de moarte, dar prin înviere Iisus a zdrobit capul șarpelui. Moartea a fost biruită. Apoi Dumnezeu ne-a profețit despre acest Mântuitor că va fi sămânța binecuvântată a lui Avram, că va fi din poporul lui Iacov, din Israel, că va fi din casa lui Isaia, mai amintit și de dimineață, fiul lui David, regele lui Israel, că se va naște din fecioară, în Isaia 7:14, ni se spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Ni s-a prevestit în Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. Acolo ni se spune că el va fi și fiul omului, un copil care se naște, și fiul lui Dumnezeu, un fiu care ni s-a dat. El era din totdeauna. Că va fi regele lui Israel, că se va naște în Betleem. Mica 5:2 spune că se va naște în Betleemul din Iuda. Magii au venit din răsărit să-l caute pe regele de necurând născut al lui Israel. Așa au scris și pe cruce. Acesta este Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Apoi fariseii s-au supărat și au zis, nu trebuia să scrie așa lui Pilat. Scrie, el a zis că este regele iudeilor, dar Pilat a zis ce am scris. Am scris. Toate lucrurile acestea au fost prevestite despre el. Chiar și faptul că va intra în Ierusalim ca un rege, așa cum a și intrat la intrarea triumfală, și a fost primit cu ovații ca un rege, fiul lui David, regele lui Israel, și că va intra, spune, iată, fiica Ierusalimului, regele tău vine la tine, blând și umil, călare pe un mânz, mânzul unei măgărițe. Exact așa s-a și întâmplat. Toate acestea au fost scrise despre el. El vine în conformitate cu tot ce a fost scris despre el și se prezintă cine este, după ce Ioan, botezătorul, este vocea care strigă în pustie, care este cel care merge înaintea lui Iisus și care îi pregătește calea și îl anunță și îl identifică atunci când vine Iisus la el să fie botezat. Ioan spune, iată, acesta este cel pe care îl așteptați, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și cu toate acestea, după atâția ani, și după atâția profeții și după atâția lecții prin care oamenii au fost pregătiți și mai ales ai săi, iudeii, mintea multora rămâne închisă și inima lor rămâne închisă și nu vor să priceapă în ciuda Scripturilor și în ciuda celor întâmplate. Pentru că ei au văzut toate acestea întâmplate în fața ochilor lor. Dacă vă amintiți când am învățat săptămânile trecute despre intrarea triumfală, spune că ucenicii au împlinit asta cu privire la ele, dar n-au înțeles.
Și după învierea Lui au înțeles că, de fapt, nu doar că văzuseră înaintea ochilor, dar ei împrimiseră Cuvântul Lui Dumnezeu fără să-și dea seama. Și nu-i de mirare că nu doar cei necredincioși sunt greoi și înceți la minte și la inimă când e vorba să creadă, ci uneori chiar și cei credincioși sunt așa. Dacă citim în acest capitol Luca 24 și versetul 25, Domnul Iisus se arată la acești doi ucenici, dintre care numele unuia este dat, Cleopa, care mergeau pe drum, la țară, spune, într-un sat, Emaus, și el zice, o, nepricepuților și înceților la inimă când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Aceștia erau ucenici, erau credincioși și tot erau greoi și înceți la inimă și cu mintea închisă când era vorba să creadă ceea ce au spus profeții. Și lucrul acesta se întâmplă uneori și pentru noi astăzi. Adică ceea ce vedem pe moment în lumea aceasta, parcă ne hipnotizează. Și deși știm toate lucrurile, știm ce s-a întâmplat, știm ce trebuie să se întâmple, parcă cumva zicem că nu o să se mai întâmple. Și că noi nu o să mai ajungem acolo. Și că o să ne distrugă COVID-ul, sau că o să ne distrugă criza, sau că o să ne distrugă că nu a venit pensia, sau că s-a întâmplat nu știu ce. Și se întâmplă niște lucruri de moment care parcă anulează tot ce credeam și ce știm noi și începem să ne temem și să ne îngrijorăm și să aplicăm ceea ce spune lumea. Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Suntem, ai, de capul meu, nu o să mai ajungem acolo. Și ni se blochează mintea și inima de îngrijorările acestea. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune în versetul 36, în ziua aceea când a înviat, era spre seară, spune în versetele dinainte că mergând spre Emaus cu cei doi, s-a făcut aproape seară, ziua a trecut, s-a făcut aproape seară. Și ei au rămas acolo și l-au rugat să rămână cu ei la masă, dar el dintr-o dată a dispărut din mijlocul lor. Și cei doi au venit repede la Ierusalim să spună ucenicilor. Deci era cam seară în ziua aceea învierii. Și spune, pe cât vorbeau ei astfel, ucenicii, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, pace vouă. Și noi astăzi ne salutăm cu aceste cuvinte, pace, pace, pace. Deși poate uneori nu realizăm că sunt vorbele și îndemnul Domnului Iisus Hristos și de asemenea nu realizăm că avem atât de mult nevoie de pacea lui Dumnezeu. Avem nevoie și de pace cu Dumnezeu, pentru că dacă nu ești mântuit, oamenii care nu sunt mântuiți sunt dușmani ai lui Dumnezeu. Da? Și dușmani ai crucii lui Hristos, de aceea au nevoie să se împace cu Dumnezeu prin crucea lui Hristos, dar chiar și după ce suntem mântuiți, așa cum erau ei, avem nevoie de pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Și ucenicii erau tare înspăimântați și tulburați în ziua aceea de ceea ce văzuseră, de ceea ce auziseră în zilele dinainte. Gândiți-vă, arestarea lui Iisus în grădina Ghețimani, patimile sale în drum spre cruce și pe cruce, crucificarea lui, moartea lui și mă gândesc că în inimile ucenicilor încă mai era speranța. Acum o să facă ceva, acum o să se ridice, acum o să se dea jos de pe cruce, acum o să se scuture, acum o să facă un miracol, acum o să întoarcă toate lucrurile în favoarea lui. Și mă gândesc că ei tot sperau, tot sperau, tot sperau. Amintiți de Petru, care a tăiat urechea robului marelui preot în grădină, dar Iisus i-a spus, pune sabia lor și ei probabil se gândeau, acum o să facă ceva, acum o să facă ceva. Și speranța asta a început să se stingă pe măsură ce l-au văzut murind și apoi dus la mormânt și pus în mormânt. Și acolo a venit noaptea peste mintea lor și aproape și-au pierdut toate speranțele. Și erau în seara aceasta tulburați și înspăimântați. Nu că ar fi fost ceva care să fi răsturnat planurile lui Dumnezeu. Totul era sub controlul lui Dumnezeu. Iisus le vestise dinainte despre suferințele și moartea sa. Profeții scriseseră despre toate aceste scene și toate s-au întâmplat cum au scris profeții. Dar ei nu țineau cont de toate astea. Țineau cont doar de impulsurile de moment. Țineau cont doar de impulsurile emoționale, ce simțeau ei atunci, pe moment.
și erau într-un fel paralizați de frică. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, este relatat aceeași scenă în Ioan 20:19 și spune că în seara aceleiași zile, cea din tia săptămânii, pe când ușile casei unde erau adunați ucenicii erau închise, căci le era frică de iudei, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Le era frică de iudei. Și stăteau ascunși în secret și cu ușile închise. Și Iisus a stat în mijlocul lor și a spus, pace. Trebuie să aveți pace. Trebuie să fiți liniștiți. Trebuie să vă aduceți aminte ce v-am spus. Și nu mai trebuie să vă îngrijorați. Pace vouă. Moartea și îngroparea lui Iisus le spulberase multe din planurile lor. Planurile și viziunea lor ținea până la mormânt și încă mai trăgea o speranță că se va întâmpla ceva miraculos. Dar când l-au pus în mormânt și după ce au sigilat mormântul a doua zi și au pus pază pe oșteni, s-au spulberat toate speranțele lor. Și ce planuri își făceau ei acum? Ei nu-și mai făceau planuri cu Iisus acum. Iisus gata, se dusese în mintea lor. Ei își făceau planuri de apărare. Cum să ne apărăm în fața iudeilor? Cum să ne ascundem? Ce o să facem în continuare? Cum ne vom descurca singuri, fără Iisus? Pentru că în ceea ce îi privea pe ei, Iisus nu mai era. Realitatea lor asta era. Ei așa încercau de acum acolo să se obișnuiască. Și de aceea erau foarte tulburați. Și dacă Iisus nu este viu pentru tine, în inima ta și în viața ta și încerci să te descurci fără Iisus, sau doar cu un Iisus personaj istoric sau în tablouri sau în filme, vei avea multe momente de tulburare și de frică. Dacă citim în Luca 24, versetele dinainte, când Iisus merge cu acești doi ucenici pe drumul spre Emaus, începând din versetul 18, spune unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și a zis, tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi aceste lucruri care s-au întâmplat în zilele acestea, ei nu l-au recunoscut pe Iisus. Și el le-a zis, ce lucruri? Și ei au zis, lucrurile cu privire la Iisus, Nazarineanul, care era un profet puternic, în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și întregului popor. Și cum preoții cei mai de seamă și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au crucificat. Noi speram că El este acela care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Cum adică noi speram că El este acesta, acela, adică Mântuitor? Păi și acum de ce nu mai sperați? Ce a făcut speranța voastră să fie spulberată? S-a întâmplat ceva care nu trebuia să se întâmple? S-a întâmplat exact ce trebuia să se întâmple. El era acela. El trebuia să sufere, El trebuia să moară, El trebuia să fie îngropat și a treia zi să învie. El va învăța lucrurile acestea. Profeții v-au... Ei spun, noi speram că El este acela. Care acela? Acela care îl vroiau ei. Ei nu vroiau un Iisus care să sufere, care să moară, care să treacă prin asta. Ei vroiau un Mântuitor cum vroiau ei. Și cum credeau ei pot să-i elibereze. Tot așa astăzi oamenii vor un Dumnezeu și un Iisus care să fie așa cum cred ei că trebuie să fie Dumnezeu. Care să se potrivească cu gândurile lor și cu planurile lor. Deși Scriptura spune altceva. Ba încă zic ei, niște femei dintre ale noastre ne-au uimit. Ele s-au dus de dimineață la mormânt și negăsindu-i trupul, au venit zicând că ar fi avut o viziune de înger care ziceau că El este viu. Și unii dintre cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum au zis femeile, dar pe ei nu l-au văzut. Ne-au uimit. De ce v-au uimit? Nu v-a zis și El că așa trebuia să se întâmple? De ce ați fost uimiți? Pentru că nu era potrivit cu planurile lor și cu gândirea lor. Și atunci El le-a zis, o, nepricepuților și înceților la inimă când este vorba să credeți. Să credeți. Este nevoie de credință în Scripturi. Este nevoie de credință în cuvântul lui Dumnezeu ca să pricepă. Ei erau triști și se consolau și încercau să se obișnuiască cu ideea că Iisus nu mai este. Ba mai se și supărau pe cine încerca să le spună altceva. Dacă citim în Ioan capitolul 20,
ziua din treia săptămâni, ziua Învierii, Maria Magdalena a venit dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, de la versetul 1, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, adică Ioan. Și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au plecat spre mormânt și cei doi alergau, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru. Și a venit cel din tâi la mormânt și aplecându-se și uitându-se înăuntru a văzut fâșiile de pânză, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci înfășurat și pus singur într-un loc. Atunci celălalt ucenic care ajunsese primul la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci încă nu înțelegeau Scriptura că Iisus trebuia să fie dintre cei morți. Încă nu înțelegeau, au și văzut și încă nu înțelegeau. Apoi ucenicii s-au dus seara acasă la casele lor, în aceeași primă zi. Și apoi seara au fost strânși acolo la un loc, se pare mai puțin Toma, care nu era cu ei, cu el, și Iisus a stat în mijlocul lor. Încă nu pricepeau. Ce înseamnă asta încă nu? Ce e așa de greu de înțeles la asta? Ce înseamnă încă nu înțelegeau? De fapt înseamnă nu acceptau. Încă nu acceptau acest adevăr. Și așa se întâmplă de multe ori cu noi. M-am povestit de mai multe ori când am fost mântuit și mergeam la biserică cu frații acolo la Reșița și eram foarte entuziasmat de toate lucrurile noi și voiam să împlinesc tot ce scrie în Biblie și vorbeam cu unii dintre frații și ziceau, bă, frate, păi nu lua și tu chiar așa. Și au zis, păi cum adică să nu iau chiar așa? Pentru ei nu era chiar așa tot cum scrie aici. Ei nu pricepeau. Adică nu acceptau. Nu vreau să accepte că este așa cum scrie aici. Tot așa erau și cu ucenici. Încă nu pricepeau. Nu era nimic de priceput. Nu era vreo problemă matematică sau ceva fizic, greoi, ceva de neînțeles. Ei nu acceptau. Și de multe ori nu pricepem anumite adevăruri din Scriptură, fiindcă nu le credem, nu le acceptăm, nu le luăm așa cum sunt. De exemplu, sunt mulți creștini care nu pricep că trebuie să dea zeciuială Domnului, că e ziua, că e voia Domnului. Sunt mulți creștini care nu pricep că este voia Domnului și plăcut Domnului să nu se atingă de alcool sau de droguri sau de alt. Nu pricep. De ce? Pentru că nu acceptă. Nu acceptă aceste lucruri. Da? Sau alte lucruri. Am avut o discuție cu câțiva dintre tine la conferință despre prioritățile care trebuie să le avem și, sigur, la vârsta lor încep să-și pună anumite priorități. Unii educație, alții banii, alții faima, alții cariera și așa mai departe. Și am ajuns la subiectul cu banii și unii dintre ei ziceau, dar de ce e greșit să fie banii o prioritate? Că dacă facem mai mulți bani, putem să dăm mai mulți zeciuială, putem să ajutăm lucrarea Domnului? Și am zis, da, dar Biblia spune diferit. Să nu-ți pui priceperea în asta. Dacă ai ce să mănânci, cu ce să te îmbraci, să te mulțumești cu atât. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru în sensul acesta. El nu este în criză. Dar unii nu pricep. Ce înseamnă că nu pricep? Nu acceptă aceste adevăruri. Nu le cred. În mintea lor este altfel. Lucrurile stau altfel. Și cuvântul lui Dumnezeu se lovește de ei ca de o stâncă închisă. Și nu pricep. Adică nu cred. Nu acceptă. De aceea ucenicii erau tulburați și plini de frică. În realitate, ei n-aveau niciun motiv în seara aceea să fie tulburați și plini de frică. Ei aveau toate motivele să se manifeste și să se exprime așa cum au făcut-o în Cartea Faptele Apostolilor după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt. Erau exuberanți, erau fericiți, erau vocali, împrăștiau pe Iisus și numele lui Iisus în toată cetatea, nu se temeau de nimeni. Așa trebuiau să fie în seara aceea, în ziua Învierii. Amin? Nu trebuiau să fie așa atunci? Dar nu erau așa. Nu erau deloc așa. Ei erau tulburați și plini de frică, încercând să-și explice cu mintea lor, în mod rațional, realitatea, în loc să creadă în miracolele pe care Cuvântul lui Dumnezeu le spune. În versetul 37, citim în Luca 24-37, spune că ei erau plini de frică și înspăimântați și credeau că văd un duh.
Deci l-au văzut pe Iisus în fața lor și frica care era în ei și tulburarea care era în ei și faptul că nu se potrivea ce era în mintea lor cu ce vedeau în fața ochilor, încercau să-și explice altfel. Măi, nu se poate să fie Iisus. E o nălucă ceva, e un spirit, că altfel nu se poate. De ce nu se poate altfel? Fiindcă nu credeau. Vedeau în fața ochilor și tot nu credeau. Căutau alte explicații pentru asta. De la versetul 38 până la 40, Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, căci eu sunt. Atingeți-mă și vedeți că un duh n-are carne și oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și picioarele sale. De ce sunteți așa tulburați? Ucenicii aveau pace cu Dumnezeu, erau credincioși, erau mântuiți, dar pentru că nu acceptau Scripturile, nu aveau pacea lui Dumnezeu și erau plini de frică și de tulburare. De la versetul 40 până la 43, după ce a zis aceste cuvinte, el le-a arătat mâinile și picioarele sale și fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți ceva de mâncare? Și ei au dat o bucată de pește fric și un vadure de miere și luându-le le-a mâncat înaintea lor. Vedeau în fața ochilor și tot nu le vedea să creadă. Și atunci vine versetul 45 care spune și el le-a deschis mintea. Ei nu aveau pace, erau tulburați, erau plini de frică, erau greoi la minte și cu inima închisă când e vorba să creadă Scripturile și ceea ce învățase el. Și el le-a deschis mintea, spune versetul 45. Nu era ceva nou, nu era ceva care nu mai auziseră. În versetul 44, el le-a zis, acestea, ce se întâmplă acum, ce vedeți voi acum, de ce vă mirați voi acum, acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când eram cu voi. Nu era ceva nou. Iisus însuși îi învățase toate aceste lucruri și toate aceste profeții. Când eram cu voi, v-am învățat că trebuie împlinite toate lucrurile scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Adică în cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea, pentru ei, acesta reprezenta cuvântul lui Dumnezeu. Și Vechiul Testament, în limba ebraică, era compus din aceste trei părți. Legea lui Moise, care era mai mult decât cele cinci cărți, profeții și psalmi, profeții timpurii și profeții de zi, și psalmi, care practic fac toate cele 39 de cărți care le avem noi în Vechiul Testament. Doar că ei nu aveau 1 și 2, 1 și 2, 1 și 2 și așa mai departe, și la profeți erau adăugate și alte cărți și tot așa este și astăzi Vechiul Testament în limba ebraică. De aceste trei părți, legea lui Moise, profeții și psalmi. Așa se le spune Domnul Iisus Hristos, totul trebuia împlinit, așa cum scrie în Vechiul Testament, așa cum scrie toate profețiile despre mine, așa cum v-am învățat. Iisus n-a venit să desfințeze legea, așa cum l-au acuzat ei, ai venit să strici legea lui Moise. L-a zis, n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. El a spus până la fiecare literă din lege, până la fiecare iotă, semn de cuvinte, trebuie să fie împlinită. Dacă citim din nou, din versetul 25, la capitolul 24, spune Domnul Iisus, la versetul 25, El le-a zis, o nepricepuților și incepților la inimă, când este vorba să credeți, tot ce au spus profeții, nu e ceva nou. Ce au spus profeții, ce v-am amintit și eu. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Nu așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat toate Scripturile cu privire la el. El îi învățase toate aceste lucruri, erau scrise în Scripturi și el le-a propovăduit. Și apoi versetul 31 și 32 spune, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deslușea Scripturile? Știți ce era asta? Nu ne ardea inima noi? Este ceea ce numim noi astăzi lucrarea de cercetare a Duhului Sfânt când este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și oamenii simt că sunt constrânși, sunt apăsați, sunt acuzați, câteodată fierbe sângele în vene, le arde inima în ei și nu știu cum să scape, se uită în jos, se uită în sus, mă rog, simt anumite lucruri. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și când ei au acceptat această cercetare a Duhului Sfânt, spune, li s-au deschis ochii și au cunoscut, li s-a deschis mintea și au înțeles, li s-a deschis inima și au crezut și urmează pocăința. Adică au făcut ceva. Nu doar s-au dus acasă și a zis, a, ce frumoasă a fost predica, am înțeles tot ce a zis versetul 33, când au înțeles, spune, ei s-au sculat chiar în ceasul acela, nu contează că e noapte, că e zi, că trebuie să întrerup altă activitate, că se supără nu știu cine pe mine. Când am înțeles Cuvântul lui Dumnezeu și ce vrea El de la mine, las totul și fac ce zice Dumnezeu. Amin? Era seară deja. Ei tocmai plecaseră din Ierusalim la Emaus, probabil aveau ceva planuri acolo și spune, s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați împreună pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și ei spuneau ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Aceasta este pocăința. El i-a deschis mintea prin propovăduirea cuvântului, prin lucrarea de convingere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este ca cuvântul lui Dumnezeu, ca și o sabie cu două tăișuri care pătrunde adânc. Și ei au făcut ceva, au făcut o schimbare imediat. El le-a deschis mintea. În versetul 45, înapoi celor care erau ucenicilor din camera de sus, ca să înțeleagă Scripturile. Ce să înțeleagă? Versetul 46. Că așa a fost scris și că așa trebuia să supere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți. Cei doi în drum spre Emaus spune, noi credeam că El este și totuși e mort. Am văzut. E în mormânt. E îngropat. Dar Iisus le-a deschis mintea și a zis, și ce dacă? Nu s-a pierdut nimica. Așa trebuia să fie. Așa spun Scripturile. Că El, Hristosul, trebuia să sufere și să moară, să învie a treia zi și așa să intre în slava sa. Cartea Isaia, capitolul 53, spune foarte clar despre acest Mântuitor care vine să sufere și să-și câștige o sămânță de urmași. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 12, dacă sămânța de grâu nu moare, dacă sămânța care cade în pământ, dacă bobul nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Bobul pe care punem noi în pământ, sămânța, nu mai avem, se duce, o pierde, moare. Dar prin moartea ei, aduce multă roadă. Și Domnul Iisus face această asemănare și vorbește despre moartea Lui ca și Mântuitor. Dar de asemenea face o referire și o aplicație și la noi, ucenicii Lui, care trebuie să fim gata să ne dăm viața ca să facem alți ucenici. Să ne sacrificăm viața aceasta ca să facem alți ucenici. Dacă nu suntem gata să murim, vom rămâne singuri. Dar dacă suntem gata să ne sacrificăm viața aceasta, El va aduce prin noi multă roadă. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă rămâneți în mine, veți aduce și rămân în voi cuvintele mele, veți aduce multă roadă. Deci iată, le-a deschis mintea. Așa trebuia să fie. Să înțeleagă Scripturile. Ei le știau. Dar nu le înțelegeau. Cum adică nu le înțelegeau? Ce era greu de înțeles? Cu alte cuvinte, nu le credeau. Nu le acceptau. Era un zid care se bloca. Și nu tot așa este și cu mulți credincioși astăzi. Noi am înțeles Evanghelia dacă suntem mântuiți. Ne bucurăm că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar sunt unele adevăruri și unele porunci din Cuvântul lui Dumnezeu care rămân blocate pentru mintea noastră. Nu le dăm voie să intre. Rămân blocate pentru inima noastră. Nu le dăm voie să intre. Nu că este ceva greu de înțeles. Dar nici măcar nu vrem să ne batem capul cu ele. De ce? Pentru că ar însemna să se schimbe multe lucruri în viața noastră. Nici nu vrem să stăm să ne gândim. Suntem greoi la minte și la inimă. Pentru că nu le acceptăm. Apoi versetul 47 și 48
Domnul Iisus spune, după ce zice, așa a fost scris și așa trebuia să sufere Hristos să învie a treia zi, lucrurile astea erau în trecut acum pentru ei. Așa a fost scris și s-a întâmplat. Și acum Iisus zice, acum hai să vă zic ce trebuie să se întâmple cu voi în viitor. După cum au fost scrise lucrurile acestea și s-au întâmplat, de ce a fost așa? De ce trebuia să sufere Hristosul? De ce să moară? De ce să învieze? De ce s-au întâmplat lucrurile acestea? Versetul 47. Și să se predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. El le zice asta, e numai pastor de acum acolo. Așa a fost scris. Și așa trebuia să se întâmple despre mine. Și s-a întâmplat. Eu am făcut în totul voia Tatălui. Dar uite ce mai este scris. Uite de ce am făcut eu lucrurile acestea. Pentru că după învierea mea trebuie să se predice către toate popoarele. Pocăința și credința începând din Ierusalim. Și voi, versetul 48, sunteți martori ai acestei lucruri. Voi trebuie să faceți lucrul acesta. Voi cei care ați crezut. Și acum, este mintea noastră închisă și inima noastră greoaie să priceapă când e vorba să pricepem ce zice Scriptura? Voi trebuie să faceți lucrul acesta. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Nu vă îngrijorați ca să faceți bani, ca să-i ajutați pe săraci, să faceți, să dați la biserică. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Dumnezeu are nevoie să faceți ce zice El. Să predicați Evanghelia, să predicați moartea și învierea lui Iisus, de începând din locul în care sunteți, în Ierusalimul vostru și până la toate popoarele. Asta trebuie să faceți. Fără să vă îngrijorați de viața noastră, de voastră. Cum suntem noi în ce privește primirea acestui adevăr? Greoi? Greoi la minte ca să înțelegem Scripturile. Greoi la inimă. Nu vrem să le acceptăm. De ce? Pentru că asta ar însemna anumite schimbări drastice în stilul nostru de viață, în felul nostru de viață, în planurile de viitor și așa mai departe. Pricepem sau încă avem inima și mintea închisă? Dacă citim în Efeseni, capitolul 4, începând de la versetul 17, ne spune aici despre cei necredincioși. De aceea vă spun aceasta și vă mărturisesc în Domnul să nu mai trăiesc cum trăiesc neamurile, în deșertăciunea minții lor, având înțelegerea întunecată și fiind străini de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței care este în ei în urma împietririi inimii lor. Ei își împietresc inima și nici măcar nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Nu că nu-i ajută mintea, nu că n-ar putea să înțeleagă, dar pentru că au planurile lor de viață, nici nu vor să cunoască voia lui Dumnezeu. Însă ce se întâmplă? Sunt mulți credincioși care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și rămân tot cu inima împietrită. Când e vorba să creadă, să accepte toate lucrurile acestea care sunt scrise în Scripturi. Iată, așa trebuia să sufere Hristosul și să moară, să fie îngropat și să învieze a treia zi. Și El a făcut lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. Noi sărbătorim astăzi învierea. Dar ce mai trebuia să se întâmple după învierea Lui? Ce mai scriu Scripturile? De ce a înviat El? Ca să ne dea putere, să ne dea curaj, să ne dea speranță, să ne dea Duhul Sfânt, ca să-i fim martori până la marginea pământului. Să se predice pocăința și credința în Iisus Hristos, începând din locul în care sunteți și până la marginea pământului, către toate popoarele. Și voi, noi, cei care am crezut, suntem, care am crezut în învierea lui Iisus, noi suntem martori ai acestei lucruri. Și noi trebuie să facem lucrul acesta. Altfel, până când nu acceptăm aceste Scripturi, aceste adevăruri, suntem și o să fim de multe ori tulburați și înfricoșați în lumea aceasta, la fel cum erau ucenicii în seara aceea, închiși de frica iudeilor. Ei știau că nu mai fac parte din lume, știau că nu mai sunt dintre iudei, știau că ei sunt ucenicii lui Hristos, dar unde este Iisus? Nu mai știau unde este Iisus. Încercau să se descurce singuri în lume, fără Iisus. Încercau să facă planul ei singuri. Și să se obișnuiască cu gândul acesta. A, Iisus este acolo în cer. O să ajungem și acolo, dar până când ajungem acolo, trebuie să ne descurcăm noi aici pe pământ, fără Iisus. Din păcate, sunt mulți credincioși care au această mentalitate.
și încearcă să se descurce, să se descurce aici pe pământ fără Iisus. Așa cum se descurcă toți oamenii, prin aceleași mijloace, prin același stil de viață. Și atunci, care este diferența? Este Iisus viu pentru noi sau nu? Dacă este viu, atunci să facem ce a zis El. Amin. Amin? Să se predice cuvântul, pocăința și credința până la marginea pământului. Noi trebuie să fim martori ai acestei lucruri. Iisus Hristos este într-adevăr viu și nu contează cât timp va mai trece până când El va veni înapoi. Lucrurile acestea se vor întâmpla exact așa cum s-a întâmplat și moartea și învierea Lui, exact așa cum s-au întâmplat toate Scripturile. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.